trebuie puțin mai multă pregătire pentru... Mentală, foarte importantă, decât fizică. Da. Trebuie să fii aici mult limpid, adică ca apa aia, liniște, așa, știi? Mm-hmm. Înăuntru poți să fii tu cum vrei. Da, da, dar la suprafață... La suprafață trebuie liniște, liniște, liniște. Plecat ăsta în trombă așa cu mașina și dus până acolo, chiar e, îți ridică adrenalina. Aici se încetă lumea, cu siguranță. Uite, hai că se lupă. Hai, bărbați. Ia încoace. Ce preză are după asta. Ei, ușor, ușor, frate, ușor. Ei, ușor. Încetinează-te, da? Frate, eu vreau să intru. Ascultă, nu, stai, hai mai vorbim în coace. Mai vorbim în coace. Stai liniștit aici. Să fii un om... Mă fac toată lumea de aici, pe mine mă interesează. Calmează. Vreau să intru, să mă distrez. O să te distrez în un alt fel. Asta nu e distracție, asta e o pretenție. Eu zic și mâine, putem o distrați și mâine. Nu, eu vreau să mă distrez în seara asta cu prietenii mei, cu toată lumea. Da, o să te distrez, mă, nu în felul ăsta. Pe mine, dacă te potolești puțin... Nu, eu vreau să intru. Nu, așa nu. Păi, am bani și vreau să mă distrez, nu mă interesează. Ascultă, o să sun pe poliție dacă mergi mai departe. Sunați la poliție, sunați pe cineva. Așa nu se face. Nu se eu face. Vreau să intru, am zis. Nu intri. Atunci, eu dacă faci aia, nu intri. Eu să stau acolo și nu intru. Eu operatez că eu intru. Ascultă. Nu mai bine te calmezi? Ascultă. Mă interesează, eu vreau să intru. Nu, stai puțin. Stai. Mă bat cu voi? Nu avem voie să ne batem, vorbim, e mai bine, nu? E mai bine, nu? O să dau un telefon. Dai, te să curați cu toții. Ok. Bine, ok. Tu faci lucrurile astea, ok, da. Hai, eu vreau să intru. Așa, dai telefon și mai departe. Nu înțeleg. Așa de neînțeles sunt, de obicei? Nu înțeleg. Da? Dar bine, dacă beau, cred că... Vreau să intru acolo. Nu, dacă nu te-au lăsat să intri înăuntru, nu poți să intri, da? Noi spunem să te calmezi, că acolo nu mai intri. Stai aici, n-ai voie să te duci acolo. Ei, stai aici. Ascultă-mi, nu te forța prea mult de soartea. Nu te forța prea mult soartea, asta îți zic. Multe cazuri astea, nu? Da, sunt. Să vezi că se simte, au banii, au aia. Se simte... Cred că li se cuvine tot. Da. Se simte șmecher. Foarte, foarte palpitant și, din câte văd, totuși este periculos. Trebuie să ai o anumită pregătire pentru a face acest joc. Cum se pare că se fie? Extraordinar de profesionist. Ai văzut situația asta? Că se credea omul că avea banii cu lucrurile astea și putea să face ce vrea el. Am înțeles și ideea este că te și provoacă. Păi de-aia mai degrabă cu sună, dar am spus că să sun pe aia, să sun pe aia. Șeful sub acoperire se convinge că are o problemă gravă pe teren. În lipsa camerelor video care să înregistreze toate intervențiile, agenții sunt mult mai expuși pericolelor și nici nu au dovezi concrete. Dacă ne dă în judecată... Adică pentru ce? Că l-ai agresat, că am tras de el. N-ai făcut nimic, de aia trebuie... Asta ne lipsește noi, camerele, lucrurile astea. Am înțeles, ca să nu aibă... Și e vorba lui sau el are cineva... Dacă ai probă video, bineînțeles că imediat poți dovedi că nu este așa cum spune. Trebuie lucrurile astea, noi ne trebuie. O dovadă e altceva. Am înțeles. Cei doi mai au parte de alarme în timpul nopții. Salut! Ele îl ajută pe șeful sub acoperire să tragă niște concluzii. E data asta merge așa. Mi-aș dori la acest departament să am majoritatea oamenilor pregătiți din punct de vedere fizic, stăpâni și calmi, precum Michele, și văd necesitatea achiziționării de echipament nou, și anume bodycam-uri, pentru evitarea și înlăturarea oricăror plângeri venite în urma unor intervenții. Și să te auguro, cum se spune, o dingă plăcută. Și în albaneză? Pușim tâmbar. Michele, un om periculos, ai putea spune, venind din Albania,
dar cu un anumit rafinament și eleganță, trăind în Italia, și totuși a ales să trăiască în România și să adopte tradițiile și traiul românesc.